Faptele Apostolilor, capitolul 2, de la versetul 36. Să știe bine, dar, toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. După ce au auzit aceste cuvinte, i-au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh, căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și, cu multe alte cuvinte, mărturisea, îndemna și zicea: mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adaus aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Își vindeau ogoarele și averile și banii împărțeau între toți, după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu, în fiecare zi. Frângeau pâinea acasă și își luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, stimați oaspeții casei Domnului, permiteți-mi să vă salut în casa Domnului, să vă aduc salutări sfinte și frățești din partea Bisericii Betel Dumrăven Suceava, din partea bisericilor pe care le-am vizitat în ultima perioadă, atât din țară cât și din afara țării, cu harul, pacea și îndurarea să vă fie înmulțite. Amin. După cum se spune aici, Domnul, dacă întârzie, întârzie, spunea Petru, pentru un motiv foarte clar. Nu pentru că agenda lui e destul de încărcată prin alte spații, ci pentru că observă că noi nu suntem încă pocăiți cum trebuie. Și spunea Sfânta Scriptură: Domnul nu întârzie neplinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Totdeauna când ne mai rânduiește Dumnezeu o seară de genul acesta, o rânduiește ca în momentele de rugăciune, de laudă, de părtășie și în ascultarea cuvântului să pleci de aici dorind să te sfințești, să te curățești, într-un cuvânt, să te pocăiești mai mult. Dacă n-ai realizat asta și ai plecat numai bucuros de acordurile muzicale, de ambianța de aici, dar de pocăit nu te pocăiești, n-ai realizat prea mare lucru. Pentru că scopul Evangheliei este să ne ajute, să ne sfințim mai mult și să ne pocăim. Doamne ajută! Am citit pasajul biblic aici că în ziua cinzecimii, ne arată Sfânta Scriptură, a coborât Duhul Sfânt peste ucenici și toți cei ce erau la Ierusalim erau iudei, adică evrei, care locuiau în diferite zone ale Imperiului Roman și veniseră să sărbătorească la momentul respectiv cinzecimea la Ierusalim. De aceea au și fost uimiți când Duhul Sfânt, prin vorbirea în limbi, le vorbea lor în limba în care s-au născut lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Și pe când ei nu știau să explice fenomenul acesta care apăruse la momentul acela, Petru s-a ridicat în picioare și a început o predică despre Domnul nostru Iisus Hristos. Nu știu ce mai avea de gând să vorbească el, dar a ajuns la versetul pe care eu intenționat l-am citit în debutul pasajului biblic, și anume Petru a spus: să știe bine, dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu l-a făcut Hristos și Domn pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. Și în momentul respectiv ei și-au dat seama ce s-a întâmplat. Evenimentele de care vorbise Petru nu erau evenimente întâmplate într-un colț de lume. Erau evenimente întâmplate în Ierusalim. Toți erau la curent cu ceea ce se întâmplase cu câtva timp în urmă. Erau contemporani acelor lucruri. Și din pricina aceasta, predica Apostolului Petru a fost o predică foarte tranșantă, foarte directă. El a spus foarte clar: voi, prin mâna oamenilor nelegiuiți, l-ați condamnat, prin ei ați făcut și acum îi acuză direct. Și oamenii aceștia îți dau seama că cel de care ei și-au bătut joc, de care ei prin fraților au adus atingerii
Sfințenie lui Dumnezeu și harul lui Dumnezeu, ei au făcut lucrurile acestea, au rămas răpunși în inimă și și-au dat seama, am terfelit, am umilit cea mai mare autoritate și Dumnezeul la care ne închinăm noi s-a lăsat smerit și umilit de noi și noi am făcut gestul acesta. Și atunci ei întreabă, fraților, ce să facem? Și Petru le spune, soluția pentru toți și pentru voi ăștia care țineți legea așa, care vă spălați pe mâini când plecați la piață și când veniți înapoi vă spălați, care îți țineți, ăia nu erau români, ăia nu erau africani, ăia nu erau canadieni, ăia erau evrei. Și ar vrea să vă spun, dintre toate popoarele lumii, poporul cel mai aproape de Domnul au fost evrei, prin legea pe care Dumnezeu le-a dat-o. Și lor vine și le spune, cu toate că aveți o bază, cu toate că ați fost învățați de mii de ani cum să vă comportați în fața unui Dumnezeu Sfânt care-i viu în vecii vecilor. Ei bine, voi trebuie să faceți câteva lucruri. Numărul 1, pocăință. Numărul 2, botez. Și numărul 3, așteptați să vină Duhul Sfânt, că făgăduința asta, mulțumim Domnului, nu era numai pentru evreii aia, ci pentru voi, copiii voștri și oricât de mare număr îi va chema Dumnezeu pe cei ce sunt departe acum. Se referea și geografic, dar se referea și peste timp. Și apoi Petru le spune, mântuiți-vă din mijloc acestui neam păcătos. Și în ziua aceea s-au adăugat la biserică la 3.000 de oameni. Scriptura ne spune că ei stăruiau în cei patru piloni de bază pe care orice biserică, orice familie și orice persoană trebuie să le aibă. În învățătura apostolilor, în frângerea pâinii, ne arată Sfânta Scriptură în textul ăsta biblic pe care eu vreau să vi-l prezint aici, în legătura frățească și în rugăciune. De foarte multe ori, viața noastră spirituală are anumite probleme din cauza faptului că insistăm pe un pilon mai mult ca altul. Imaginați-vă o clădire pe patru piloni, și la un moment dat mie îmi place grozav rugăciunea și înalți rugăciunea, doar rugăciunea. Devine imediat un fel de turn Pisa. Și cu cât înalți rugăciunea, s-ar putea să prăbușească toată construcția, toate intențiile mele. De aceea, împreună cu rugăciunea, trebuie să înalți la același nivel frângerea pâinii de duminică. De același la același nivel trebuie să înalți învățătura apostolului, adică expunerea la mesajul evanghelic. De aceea, legătura frățească contează, nu numai online, ci să fii din față cu frață. Pentru că atunci se dă ceva special. Ești la o părtășie cu care dai mâna cu ceilalți, ai părtășie cu ceilalți, îi cunoști pe ceilalți, le știi nevoile lor și te expui și tu cu nevoile tale pentru ajutorul celorlalți. Când crești în modul ăsta organizat, nu te înclini niciodată, nu vei cădea niciodată. De aceea auziți în lumea evanghelică de oameni care au căzut și erau predicatori buni, unii proroci buni, pentru că au înălțat un pilon tot mai sus, mergem pe asta, și s-au înclinat. Ca să fie echilibrat, trebuie să le duci toate odată. Și biserica, și frață, trebuie să ia aminte la lucrul ăsta. Doamne ajută! Scriptura ne arată în textul ăsta biblic ceva extraordinar. În timp ce ei făceau lucrurile acestea, Dumnezeu făcea ceva deosebit. Și ceea ce aș vrea eu să subliniez din ce am citit până aici, e versetul ultim. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod, deci aveau o mărturie bună. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Cine făcea lucrarea asta? Că la momentul actual nu știm cum să atragem oameni. Nu știm cum să-i aducem aici. Nu știm ce anume trebuie să facem să rămâi aici, fie câți copiii noștri, fie câți prieteni de ai noștri, că de multe ori scădem standardele și cele morale câteodată scoboară jos, numai ca să fim mai abordabili de toți ceilalți. Și ca atare avem comunități religioase unde divorțul e la el acasă. Și ca atare avem comunități religioase unde păcatele de iz intim sunt obișnuite. Și ca atare avem tot felul de lucruri în comunitățile noastre, în care nu-i pocăință, nu-i îndurare, nu-i botez cu Duhul Sfânt și oamenii tot timpul stau la mila lui Dumnezeu și cu grămada la mărturisirii de păcate. Eu știu că noi greșim, dar de foarte multe ori există un anumit tip de comportament care creștinul trebuie să-l evite în mod foarte clar, că e foarte păgubitor. Îi una să fii bolnav, de exemplu, de gripă și alta să fii diagnosticat cu leucemie. Amândouă sunt boli. La amândouă te duci la doctor. Și cu gripă și cu leucemie te duci la doctor.
Numai că una dintre ele se vindecă ușor, iar cealaltă s-ar putea să nu se mai vindece. De aceea e important pentru noi când Biblia vine și subliniază de anumite lucruri. Noi toți din biserică, la un moment dat, s-ar putea să avem anumite atitudini și greșeli, să disprețuim pe cineva, sau să ne ia gura la trap, așa să vorbim de rău, pentru că mai suntem încurajați. Și astea sunt păcate, dar sunt păcate de care ne putem lăsa imediat. Dar spune Biblia un lucru care pătrunde, nu spun neapărat la dumneavoastră, dar văd că pătrunde pentru că-s pastor. Spune, cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său și nu știți că trupul vostru este templu Duhului Sfânt. E o diferență, frații mei, dintre dispreț și așa ceva. Dar e lejer, Domnul iartă. Domnul iartă. Și de multe ori comunitățile acelea, de frați, de surori, se uită că nu pot atrage pe nimeni, ba chiar să golesc. Nu trebuie să vă dau nume, uitați-vă pentru toate comunitățile religioase, veți vedea că cântă muzică de operă, veți vedea organizare foarte bună, veți vedea teologi bazați, însă adunările zgoale. Zgoale. De ce oare? Nu-i teologia lor bună? Acordurile muzicale nu sunt conform cu ceea ce cere orice om care a făcut conservatorul? Ba da, toate sunt peste limita obișnuitului. Pentru că Dumnezeu nu e implicat acolo. Și rămânem cu diplomele noastre, rămânem cu slujbele noastre, rămânem cu tradiția și istoria noastră, rămânem să le spunem când ne-am fondat noi și când am dispărut noi, rămânem să le spunem asta, că Dumnezeu nu s-a mai implicat acolo. Biserica primară s-au întors 3.000 în ziua cincizecimii, în foarte scurt timp au ajuns la 5.000 și cei care studiază istoria bisericii spuneau că în foarte scurt timp au ajuns la 100.000 care se întâlneau deja prin case, se adunau în bisericuțe de case. De ce? Pentru că dacă te uiți la predica apostolului Petru, se constată că nu are niciun fel de seminar. Se constată că nu le are pe puncte. Se constată că nu vorbește așa. Cum de dintr-o dată 3.000 se întorc la predica lui așa? Și când te uiți la predica lui, dacă ai rostiu acum aici, la dumneavoastră, câte 10 ar veni? Oare? Băi, o citim încă o dată. Ori, iubiții mei, singurul care poate aduce pe oameni în biserica lui este Dumnezeu. Și dacă El nu se implică, iubitul meu, rămânem cu cititul. De aceea e interesant aici. Și Domnul adăuga în fiecare zi. Păi, dar tu, voi nu vă duceți să discutați, hai veniți, măi, facem și că de multe ori facem câte o evanghelizare și le spunem, băi, hai veniți, că dacă nu veniți voi, cerul rămâne blocat, Hristos plânge la ușa inimii tale, dacă ușa la spune, gata, vin, adică să nu mai plângă Hristos, nu stați voi blocați aici, vin să vă fac un bine, vin, dar cu condițiile mele. Stimații mei, dați-mi voi să vă vorbesc în seara asta, cum poate o persoană, o familie, sau o biserică. Dacă era și fratele Nelu, îi spuneam un cult, cultul pentecostal. Cum poate să-L aducă pe Dumnezeu la lucru pentru ei? Pentru că biserica primară a putut. Primul aspect pe care vreau să-l subliniez și prima atitudine pe care a avut-o biserica primară ca să-L aducă pe Dumnezeu la lucru, aveau frică de Domnul. Stimații mei, pentru foarte mulți frați care studiază Biblia, au venit și au plasat așa, măi, frica Episinai, acolo fulgere, tunete, și Moise spunea, sunt îngrozit și tremur. Sinaiul, Golgota, este locul dragostei, este locul iubirii, este locul în care se spune, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Și gândeam că epoca fricii de Domnul și a dragostei de Domnul s-a încheiat la Golgota și a început de acolo. Încoace. Dar de unde? Scriptura ne spune în textul nostru biblic, fiecare era plin de frică. Frații mei, nu bordul pastoral, nu ordinații din biserică, nu din doi în doi sau din trei în trei, ci fiecare dintre ei era plin, nu avea noțiuni, era plin de frica Domnului. Și stimații mei, la momentul actual ne uităm peste comunitățile noastre că avem bolnavi, avem rugăciuni ascultate, dar am mai avea nevoie de minuni. Am mai avea nevoie să vedem vindecări care au loc instant în cadrul bisericilor noastre,
făcute indiferent prin ungerea cu un de lemn, prin punerea mâinilor slujitorilor sau prin rugăciunea fierbinte, dar avem nevoie ca ele să fie făcute. Dar minunile acestea, din nefericire, lipsesc. Pentru că mediul minunilor este un mediu foarte clar. Ascultați ce spune Sfânta Scriptură și vă recitesc Faptele Apostolilor, capitolul 2, cu versetul 43. Fiecare era plin de frică și prin apostoli se făceau multe minuni și... Are vreo legătură una cu cealaltă? Că noi am vrea să spunem fiecare era plin de frică și ăștia își făceau slujba lor. Nu! Mediul în care se făceau semnele și minunile nu erau ca apostoli, erau mai grozavi ca altădată. Nu! Mediul era o frică, o teamă, o stare de respect față de Domnul extraordinar. Și în mediul acela se făceau minuni și semne. Parcând ajunge. Spune Scriptura că la un moment dat toți ăștia, știind că au venit o grămadă de evrei din diferite colțuri ale Imperiului și acolo s-a format biserica primară, ăștia nu se mai duceau acasă. Stăteau acolo, cântau, se bucurau, aveau părtășii, era fain de ei. Și-au lăsat acasă căsele, toate proprietățile și-au venit aici, stăteau cum ar veni la poarta cerului. Venim și stăm și ne bucurăm, dar noi trebuie să mâncăm la amiază, nu? Păi, voi aveți mâncare, dar cum, adică tu ești fratele meu și mie nu-mi dai? Și dintr-o dată trebuie să întinzi masa pentru toți ăștia care ne bucurăm. De seară noi tot aici suntem, frații mei, măriți să fie Domnul. Noi, bucurii pe noi, dar voi trebuie să aduceți, să puneți ceva. Și au început frații din Ierusalim să-și vândă proprietăți, să-și vândă anumite lucruri, să aducă banii, să le pun la picioarele apostolului și apostolii împărțeau după nevoile fiecăruia. Bineînțeles că lucrurile acestea erau niște lucruri extraordinare. Eu care mi-am lăsat toată casa mea undeva la Suceava și la poarta șerului, spun frații mei, eu am casă, am mașină, am, dar stau bine acolo. Problema este că eu sunt la voi acum și eu acum trebuie să stau aici, să mănânc aici, să laud pe Domnul, să mă bucur de Harul lui Dumnezeu, mai țin eu câte o zi de post, dar mai și mănânc după aceea. Și ca atare, din punctul ăsta de vedere, vă rog să asigurați zona. Ei, când frații de la dumneavoastră încep să vândă ceva ca să aducă banii, normal că omul ăla e apreciat, frate, mulțumim tare mult că ai făcut gestul ăsta. Eu nu știu dacă l-aș fi făcut dacă eram în locul tău, dar tu l-ai făcut și ești obligat să-l faci, eu nu mă duc acasă, eu rămân aici. Ca atare, frații din Ierusalim s-au dus, s-au început să vândă și erau apreciați în biserică. Anania și Safira au văzut chestia asta și erau dornici după imagine. S-au dus și au vândut și ei un ogor, vă dau exemplu așa, cu 10.000 de euro l-au vândut, când Timișoara văd că ogoarele scumpe, au vândut cu 10.000 de euro, și-au venit cu 6.000 la apostoli. 4.000 au pus deoparte. Vezi că dai daul ăsta la Suceava restul. Să aibă... Nu, 4.000 punem deoparte. Și-au venit la apostoli și a spus, am avut un ogor și-au venit prima dată Anania. Am vândut un ogor și toți banii i-am adus la picioarele voastre să-i folosiți pentru ăștia care sunt în zonă și nu se mai duc acasă, care se bucură împreună cu noi. În locul lui Petru, eu aș spus, băi, slăvit să fie Domnul că ai adus, ești bani mulți, totuși 6.000 de euro, fie că i-ai adus aici, slavă Domnului. Nu, Petru parcă n-are și face așa și îl întreabă, da, ogorul ăla tu cu 6.000 de euro ai vândut? Da, că el s-a înțeles cu Anania, avem un singur vorbă, noi suntem o familie unită. Da, și atunci Petru vine și spune, cum de v-ați înțeles voi să mințiți pe Duhul Sfânt? Mă uit și la Petru ăsta, băi, tu nu ești bun subit cu banii, te iei acum de ce au fost de subt, nu, nu, nu. Și în momentul ăla, spune Scriptura, Anania a căzut jos și a, dacă îi făcea un proces verbal de punere sub disciplină, era fain. Și de excludere era bun. Dar au căzut jos și a murit. După 3 ore vine nevasta Safira. Când intră pe ușă, m-aș fi așteptat să-l trimit pe Petru, băi, du-te undeva la o școală de psihologie, învață să vorbești pe ei. Că de multe ori îi trimite slujitori la școală de psihologie să învețe să vorbească. Să știi cum se trage. Ăsta știa că bărbatul e mort de 3 ori și și îngropat conform cutumei vremii. Era deja și îngropat acolo. Când intră Anania înăuntru, în loc Petru să spună, Safira, ai grijă ce vorbești, ai grijă, fii atentă. Nu de mult am avut înmormântarea soțului tău. Tu n-ai știut, n-ai fost invitată, dar am avut privegnanță, nu numai mormântare. Ai grijă și răspuns. Nu, Petru îi spune direct. Cu 6.000 de euro ați vândut voi moșoara?
Și a spune, dându-și seama, a fost bărbat înainte, doar el a spus o cifră, eu trebuie să spun la fel. Da, cum de v-ați înțeles voi să... Iată picioarele celui și l-au luat pe bărbatul și l-au îngropat așa la viteză, vine și ia și pe tine și veți fi îngropați amândoi. Când a auzit biserica evenimentul ăsta, ce a început să zică? Mărit să fie Domnul! Lau, ce putere are Domnul la noi în biserică! Ce minuni face! Știți ce stare a umplut biserica? Dați-mi voie să vă citesc. Faptele Apostolului, capitolul 5, cu versetul 9 începând, ca să reiau ce am spus până acum. Atunci Petru i-a zis, cum de v-ați înțeles între voi să ispitiți pe Duhul Domnului? Iată că picioarele celui ce au îngropat pe bărbatul tău sunt la ușă și te vor lua și pe tine. Ea a căzut îndată la picioarele lui și s-a dat sufletul. Când au intrat flăcăi, au găsit-o moartă, au scos-o afară și au îngropat-o lângă bărbatul ei. Versetul 11. O mare frică a cuprins toată adunarea și pe tot cei ce au auzit aceste lucruri. Știți ce spune versetul următor? Versetul 12. Prin mâinile apostolilor se făceau multe minuni și semne norod. Dar de ce urmează după momentul ăsta șocant? Pentru că ăsta e climatul în care se fac semne și minuni. Și permiteți-mi să vă spun, câteodată nici nu prea contează prin cine, dacă e frică și teamă, să roagă un simplu frate din biserică și minunea are loc. Să roagă un tată pentru copiii lui și minunea are loc. Pentru că mediul e de frică și de teamă. E drept că ne apucă frica. Ne apucă frica când suntem bolnavi, când rușesc la graniță, ne apucă frica. Dar mă apucă numai pe mine sau pe câțiva. Dar în biserica primară toți erau plini de frica Domnului. De ce frica Domnului e atât de importantă și în nouă legământ? Că o veți găsi. O veți găsi în faptele apostolilor, o veți găsi în Noul Testament. Spune Scriptura că mântuirea pe care o primim gratis, prin har, nu o putem duce la bun sfârșit de capul nostru, ci trebuie să o ducem împachetată în ceva. E ca un vas de la de pres chinezesc, care valorează zeci de mii de dolari, dar împachetată în ceva ca să nu o dai de tespereță, de toate colțurile, că ai terminat cu el. Și ca atare împachetată să duceți mântuirea voastră până la capăt cu frică și mai apare un element. Cu tremur. Hai că frica mai bănuim și ei. Dar cu tremurul? Unde l-ați văzut? Așa este în Biblie. Că văd câteodată când predic și uite să speriați. Asta e din Biblia, volumul ăsta, unul sau e altă Biblie? Nu, e Biblia originală. Dar unii cu tremurul? Că de foarte multe ori, frații mei, observ că cerem de la Domnul. Chiar îi spunem, vino aici și lucrează. Și Domnul întreabă, unde e frica de mine? Respectul, reverența, pe care trebuie să o aveți de când intrați până ieșiți și apoi să știți că eu sunt cu voi în toate zilele și să vă purtați corespunzător. Închinarea, spunea autorul epistolei către evrei, trebuie făcută cu evlavie și cu frică, cu teamă, cu reverență. De ce? Iubiții mei, îmi place tare mult să gândesc și să spun că eu îl iubesc pe Domnul. Ca și voi de altfel. Numai că noi nu știm să iubim. Noi suntem profitori. Când într-o relație, să dau un exemplu de prietenie, în vederea căsătoriei, când într-o relație numai unul e îndrăgostit, deci numai unul e îndrăgostit, celălalt îl șantajează pe ăla care iubește. Când într-o relație numai unul știe să iubească și celălalt nu iubește, nu-i îndrăgostit și el îl va șantaja și celălalt din dragoste va face tot și îi spune celălalt. De ce? Că îl iubește. Ori aș vrea să vă spun foarte clar, Dumnezeu știe să iubească. A arătat asta și spune foarte clar, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că ne-a spus nouă că o să ne izbăvească într-o zi. Nu, că a dat pe singurul său fiu. Fiu de aceeași natură și esență cu el. Fiu care stătea foarte bine la sânul tatălui. Fiu care avea puterea, slava și gloria, prin care au fost făcute toate lucrurile care se văd și viacurile. Ei bine, fiul acesta l-a dat pentru noi, pentru că ne-a iubit, slăvit să fie Domnul. Dumnezeu știe să iubească. Eu nu știu să iubesc. Dacă aș ști să iubesc, aș iubi cum trebuie pe soția mea. Dar nu știu să iubesc. Constant lacune în iubirea mea.
Și mai constat ceva, că dacă Dumnezeu mă iubește pe mine și eu vreau să-L iubesc pe El, în momentul respectiv, eu încep să profit de Domnul. Dacă mă iubești așa de tare, nu trebuie să vin la adunare, nu? Dacă mă iubești așa de tare, du-te între adunări la vizite la bolnavi, du-te tu, Doamne Iisuse, că eu trebuie să dorm. Du-te tu, pentru pe baza iubirii Domnului. Există un pasaj foarte frumos în Cartea Psalmilor care spune așa, iubesc pe Domnul căci aude. Totdeauna mi-e la dispoziție, îl iubesc. Măi, dar dacă nu te mai aude, dar dacă nu-ți mai răspunde, dar dacă tu îi ceri un lucru și el spune, nu-i timpul, nu-i vremea și nici nu-ți răspund, ce faci? Nu-i așa că te enervezi? Nu-i așa că spui, cum adică? Dar am fost bolnav, dar am fost așa, trebuia să vină. Nu cumva te folosești de lucrul acesta? Și atenție, Dumnezeu ne iubește la fel de mult ca și înainte, că El știe să iubească, slăvit să-i fie numele. Le explicam la frați câteodată că când eu eram mic, tata se barbirea și avea un brici așa și pe o curea la scuțea, eu l-am văzut pe la 7 ani cum se barbirește el și am spus, tată, dă-mi și mie brici, eu să mă barbiresc și eu. Tata a spus, în primul rând n-ai ce să barbirești și în al doilea rând nu-i vremea. Nu arată-mă așa numai de probă să dau pe aici cu briciul. Și tata nu mi l-a dat niciodată. Decât atunci când am crescut, la 18 ani, mi-au arătat cum s-a scut și eu briciul și m-am început a barberi. Ori aș vrea să vă spun, stimații mei, a fost un tată rău că la 7 ani nu mi-a dat briciul? Ori, iubiții mei, foarte multe rugăciuni de ale noastre și pretenții de ale noastre și mofturi de ale noastre, Dumnezeu vrea câteodată să le împlinească, dar nu-i timpul și vremea. Și eu strig acum că vreau jucăria acum. Și tata spune, nu o să ai nimic acum, nu-ți dau briciu acum, nici cheile la mașină nu ți le dau acum. Cu toate că tu te crezi capabil, ai să le primești la vremea potrivită. Nu e așa că mă îmbufnez? Pentru că eu nu iubesc. Eu caut doar să mă folosesc de iubirea Domnului. De aceea baza legământului pe care Dumnezeu l-a făcut veșnic cu oamenii a fost tocmai cel pe care l-a promis lui Israel. Dați-mi voie să vă citesc un text biblic din Ieremia, capitolul 32, cu versetul 40, unde Scriptura spune așa, voi încheia cu ei un legământ veșnic și ca să fie veșnic să dureze, spune că nu mă voi întoarce de la ei, ci le voi face bine și le voi pune în inimă și mă așteptam să spună dragostea de mine, nu, frica de mine ca să nu se depărteze de mine. Știți că o grămadă de oameni cu dragoste de Dumnezeu au lăsat biserica, au lăsat închinarea, au lăsat totul și s-au dus? Oamenii cu frică de Domnul, să tem de Domnul, oare îi place Domnului ce fac? Oare dacă mă angajez aici, Domnul e de acord cu lucrul ăsta? Oare prietenia asta pe care o dezvolt cu omul ăsta care nu vine duminica seara la biserică și îmi mai spune și mie să mă duc să stau cu el la grătare sau la distracție, oare îi place Domnului? Și lucruri de genul ăsta te face să iei anumite decizii, să-ți pui anumite întrebări, să mergi pe vârful degetelor. De ce? Pentru că au rămas oameni mai capacitați, mai morali și mai deștepți ca tine în lumea asta. Și pe tine te-a adus la împărăția dragostei Fiului Său și ți-a spus atât de mult te-a iubit că îi lasă pe toți ăia și te-a adus pe tine să te pună aici. Ca atare, răspunde-i Domnului Dumnezeului tău într-un mod cum se cuvine. De aceea o să găsiți pasaje biblice care ne cer, purtați-vă într-un chip vrednic de chemarea pe care o aveți. Că de foarte multe ori credem, dar ce avea de făcut Dumnezeu? Să mă aducă pe mine. Păi, dar nu-ți pui întrebarea ceilalți de ce au rămas? Și te întâlnești cu anumiți oameni care au o ținută morală de te uimește. Și pe tine te-a adus aici. De ce? Pentru că dorește să dezvolți relația asta în baza pe care o a așezat-o el. Și baza precisă este frica de Domnul. Dumnezeu să ne binecuvinteze. V-am subliniat lucrurile acestea, puteți să le studiați, să vedeți. Însă o persoană care nu dezvoltă frica de Domnul, o biserică care nu dezvoltă frica de Domnul, nu poate intra la următoarele atitudini. Pentru că următoarele atitudini sunt funcție de frica, teama, reverența pe care o ai față de Domnul. Prima atitudine care trebuie să o ai ca bază este frica, teama de Domnul. De aceea vei întreba în continuu, îi place Domnului ce fac? Îi place Domnului cum lucrez, îi place Domnului cum cânt, îi place Domnului cum vorbesc. Totul o vei regla în funcție de Domnul, nu de ce se poartă.
de Domnul, pentru că El este Domnul Bisericii. Amin. Și ceea ce e frumos, frații mei, și vestea cea mai bună în creștinism, este că Domnul ăsta de care ne temem, căruia vrem să-i facem pe placă, e viu în vecii vecilor, vine să te călăuzească, vine să te învețe. Dacă vrei să-i faci voia Lui, îți descopere. Uite, asta e voia mea. Fă ceea ce trebuiește. Și face din tine un vas de cinste. Doamne ajută! Primul pas este frica de Domnul. Al doilea pas este separarea față de lume. Spune Sfânta Scriptură că biserica primară a tras o linie de demarcație foarte clară, până aici ține biserica și dincolo începe lumea. Ca atare, voi sunteți cu a voastră și noi suntem cu a noastră. Nu confundăm lucrurile. Nu avem o graniță largă, o zonă gri. Nu avem. Biserica și lumea. De aceea, în capitolul 5 cu versetul 12, o să găsim ceva foarte interesant. 5 cu 12 și apoi cu 13. Prin mâinile apostolilor se făceau multe minuni și semne în norod. Toți stăteau împreună în pridvorul lui Solomon. Și versetul 13. Și niciunul din ceilalți nu cuteza să se lipească de ei, dar norodul îi lăuda în gura mare. Păi da, bun, ăia nu cutează, dar ăsta nu îi încurajează? Nu. Nu-i treaba noastră să vă aducem în biserică. Nu-i treaba noastră să veniți cu noi la închinare. Nu-i treaba noastră să fiți în echipa noastră. Dacă vă aduce Dumnezeu și să îndură de voi, veți veni aici. Dar dacă nu vă aduce Dumnezeu, veți rămâne în întuneric. N-a fost nicio milogeală. N-a fost nicio strategie ca omul străbăi, nu știu ce s-a întâmplat cu mine. Am fost la evangelizare, m-am ridicat pe picioare, dar nu am nici convingere. Eu știu ce a făcut evanghelistul ăla cu mine, efectiv, nu știu ce s-a întâmplat, efectiv. Și acum mă mai cheamă păstorul care și o listă de botez. Nu știu care-i treaba, nu știu efectiv ce am vrut, ce am făcut. Frații mei, nu s-au jucat cu chestia asta. Au spus foarte clar, dacă nu te cheamă Dumnezeu aici să fii salvat, tu rămâi în lume și vei fi pierdut. Noi, în schimb, slujim Domnului și asta nu contează că e copilul tău, că e nevasta, că e bărbatul sau așa mai departe. Au trasat linia foarte clar. Ori, iubiții mei, de foarte multe ori le transmitem oamenilor că, efectiv, ei sunt centrul Universului. Pe ei așteptăm. Efectiv, Dumnezeu și împărăția Lui stă după ei. Și omul atunci se simte dintr-o dată atât de important și spune, hai mă că vin la voi la evangelizare. Știți că am văzut oameni care au tratat conform textului biblic și cineva i-a spus, măi, tu ai fost coleg cu mine, băi, am mers împreună și tu dintr-o dată te-ai pocăit, te-ai dus acolo. Care? Băi, s-a îndurat Dumnezeu de mine și mi-a descoperit Evanghelia și harul lui Dumnezeu mi-a descoperit puterea Lui. Dumnezeu mi-a dat tot ce îmi trebuiește ca să slujesc pe El. Și stau în biserică și îmi văd de slujba mea. Mulțumesc totdeauna lui Dumnezeu. Băi, și să vin și eu, dacă nu te cheamă Dumnezeu, tu vii, râzi de fetele noastre, de nevestele noastre, râzi de toate astea, dar tu te întorci înapoi în lume. Dacă se îndură Dumnezeu de tine, te va duce la pocăință. Dacă nu, rămâi să pieri în lumea aceasta. Pe mine Dumnezeu m-a chemat. Știi că ăla nu se mai duce liniștit acasă? Știi că nu am mai întâlnit un miloc? Știi că nu m-a întâlnit unul care spune, hai măi, chiar m-aș bucura, pun locul din față, vrei în spate, vrei la stație, la stație te duc, unde vrei tu, acolo te pun, nu mă vină măi, vină că stă blocată toată, tot harul lui Dumnezeu. Când tratezi lucrurile în felul ăsta și spui, până aici ține biserica și încolo ține lumea, noi aici trăim viața și conform Bibliei trăim într-un chip vrednic de Domnul, Doamne ajută! În biserică trebuie să veghem unii asupra altora și să fim atenți dacă trăim la nivelul respectiv. Ni s-a dat dreptul să ne facem copii al lui Dumnezeu, frații mei. Și sunt lucruri extraordinare și văd foarte mulți frați de-ai mei, tineri, care spun, frate, Biblia spune, Iisus Hristos a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Tot evanghelistul Ioan spune în epistola sa, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii al lui Dumnezeu și suntem, lumea nu ne cunoaște. Frații mei, tot îi dăm că suntem, tot îi dăm că ne numim, tot îi dăm că ne-a dat dreptul, dar nu mai ajungem niciodată. Aia e problema.
Avem titlul de director, avem titlul de cutare, ni s-a dat dreptul să mă dau mare, ni s-a dat drept, dar nu mai ajungem niciodată să trăim la nivelul ăla. Dați-mi voie să vă citesc ce spunea Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Matei, capitolul 5, cu versetul 44. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru orice, cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Versetul 45. Ca să vă numiți? Ca să fiți. În sfârșit, de la numit, ai trecut la a fi. Câți dintre frații noștri din biserică se consumă cu treaba asta? Măi, eu mă numesc. Măi, dar ai 30 de ani de pocăință și tot te numești. Tot te numești, dar ești, dacă cumva dușmanul tău are treabă cu tine, știi să-l disprețuiești, știi să-l vorbești de rău. Dar te numești în continuu, te numești, doar te numești. Dar când ai să-și fii? Ori când ni se dă Duhul Sfânt, frații mei, și când Dumnezeu investește în noi o părtășie și un har, dorește să ne ridicăm la un anumit statut, Doamne ajută! Și când statutul ăsta îl trăim, oamenii vor veni și vor spune, băi, îmi place la voi, extraordinar, domnule. Eu știu cum erai tu înainte, eu văd acum cum mergi la biserică, eu văd cum vă ajutați unii pe alții, eu văd cum vă corectați unii pe alții, eu văd cum vă vizitați unii pe ceilalți, eu văd cum vă respectați, eu văd familiile voastre, vreau să fiu și eu ca voi. Dacă nu te cheamă Dumnezeu, n-ai cum. Dacă Dumnezeu nu se îndură de tine, păi și cum ce să fac? Ai acasă un loc a tău? Pune-te pe genunchi și spune lui Dumnezeu, Doamne, nu mă lăsa să mă pierd. Fă-mi chemarea la împărăția ta, Doamne. Mi-a spus ăsta că este o zonă de delimitare și eu încă sunt în lume. Sunt născut în familie de pocăiți, efectiv, știu stăruință, știu o grămadă de lucruri. Dar să afară, Doamne, sunt întuneric. Doamne, cheamă-mă la harul tău și la împărăția ta. Și aș vrea să vă spun, când îl cheamă Dumnezeu și îl aduce și îl adaugă la rândul celor mântuiți, puteți să aveți adunări generale, cum spune în Faptele Apostolilor, cum viu scump de cuvinte, ăla rămâne. Pentru că nu l-am chemat eu, nici nu l-am păcălit eu să vină. L-a chemat Domnul și l-a adăugat și el rămâne pe cale, slăvit să fie Domnul. Că cine l-a chemat, îl susține. De aceea avem astăzi fluctuațiile astea de membri a unei biserici, care pleacă dintr-una în alta, un fel de turism din ăsta spiritual. Avem, pentru că oamenii nu s-au obișnuit să stea într-un loc. El își caută anumite condiții ale lui. Și eu predic mesajul ăsta. Să nu vă trăziți într-o zi în fața scaunului și a tronului de judecată a celui care deține puterea peste biserica lui și să vă treziți că în momentul ăla n-ați făcut ceea ce trebuiește, n-ați fost în poziția care trebuie. Primul aspect este teamă și frică, al doilea, separare față de, față de lumea aceasta și al treilea, separare față de valorile lumii. Lumea are niște valori. Aș vrea să vă spun că e foarte simplu să te separi de lume, adică să vii în adunarea Domnului, să intri prin botez și prin pocăință. Dar de valorile lumii e greuț, e foarte greuț. Spune Scriptura că nevasta lui Lot a ieșit din Sodoma, dar Sodoma nu a ieșit din inima ei. Pe drum s-a uitat înapoi. Frații mei, pentru Domnul i-a fost foarte simplu pentru evrei să-i scoată din Egipt. I-a scos într-o noapte a ultimii plăgi. I-o scos din Egipt, ca să scoată Egiptul din ei, cu toată mana, cu toată ocrotirea, i-a trebuit 40 de ani. Știți că atunci când părăsim lumea aceasta și venim la Hristos, mai rămân valori de ale lumii în noi? Una dintre cele mai mari valori care rămâne în noi, care tind despre idolatrie câteodată, este mamona sau posesiunile? Știți că Domnul Iisus Hristos nu făcea comparații între Hristos și Satana. Ce spunea, nu puteți să slujiți la doi stăpâni, unul dintre ei fiind Dumnezeu și celălalt, nu Satana, ci mamona. Pentru că ăsta e toată ziua, banul, afacerile, proprietățile și cu ăsta intrăm. Ni tot uităm peste gard, așa cât câștig ăia, de unde să ajung eu să am și așa mai departe. Și spune Scriptura că cei din Ierusalim au făcut un lucru extraordinar, frații mei, și anume, cu toate că ăla era venit, dați-mi exemplu, de la Suceava și nu se mai duce înapoi,
S-au dus și au început să-și vândă unul capra, altul să-și vândă o bucată de pământ, altul să vândă altceva și să aducă banii la picioarele apostolilor ca să le împartă după nevoile fiecăruia. Păi da, nu se poate duce asta înapoi acasă? Dar nu se poate să trimite să aducă ceva aici? Dar chiar noi trebuie să împărțim după nevoile? Au arătat oamenii aceia că valorile acestei lumi nu sunt mai importante ca frații pe care le dă Domnul. Asta au arătat. Că ăsta e un test, frații mei. Când ai să vezi oameni care țin mai mult la bani decât la părtășie, când lipsesc de la adunare, că el mai poate câștiga niște bani, să știi că mamona nu a ieșit. Că mamona încă îi purta prin adunare, așa. Să știi că la un moment dat când ai promis și ai făcut un jurământ în paguba ta și jurământul acela nu ți-l mai este, l-ai făcut așa, de imagine, l-ai făcut într-un moment când material de construcție erau ieftine, l-ai făcut așa și acum trebuie să te ții de el. Dar te costă mai mult decât te-ai gândit tu. Ori Biblia vine și spune în felul următor, un credincios își ține legământul chiar dacă e făcut în paguba lui. Pentru că el e dezlegat de celelalte lucruri. Gândește așa? Pentru că foarte mulți vor să-L vadă pe Domnul la lucru în casele lor și în viețile lor, dar nu sunt desprinși de valorile lumii. Încă le poartă. Stiluri care există în lume, lucrurile cu care se mândrește lumea aceasta și le aducem înapoi aici. Le punem aici, printre răscumpărați, printre mântuiții Domnului. Luăm lucrurile din lume, care se poartă în lume, pe care le poartă lume, și le aducem aici și facem aici, în biserică. Și le spun de foarte multe ori la frați, frații mei, sponsorizarea nu merge la infinit. Mă binecuvintează Dumnezeu pe mine, pe soția mea, cu loc de muncă, cu sănătate, cu protecție, mă sponsorizează cu îngerii care mă păzesc în fiecare zi și eu pe banii pe care mi-i dă Domnul, eu sistemul lumii și vin în biserică. Și nevastă mea întreabă o soră din adunare, dar tu vii cu aceiași rochii de duminică dimineață, cu aia după masă? Păi n-am alta, că am 6 copii, de unde e atâtea rochii câte ai tu? Dar nu-i corect așa, nu-i corect așa, ar trebui să ai, sau cel puțin să vorbești cu bărbatul, să duc în afară, să câștige, să ai și tu rochii după masă, domnule. Deci să nu vă spun că la frații la fel? Deci să nu vă spun că disprețuim surori din biserică pentru că sunt neîngrijite la unghii, n-au coafura făcută unde trebuie și luăm lumea și o aducem aici. Și atenție, când Dumnezeu îi aduce aici, nu se uite la coafura lor. Se uite la păcatele lor, îi iartă, îi sfințește și ne face frați și surori în Domnul. Asta nu înseamnă că nu trebuie să fim îmbrăcați decent, că nu trebuie să fim curați. Dar asta înseamnă că în biserica Domnului, eu care am 2 copii, nevastă mea sau copiii mei, nu pot umili pe cineva care are 6 copii și nu are potențialul meu financiar. Nu pot face asta. De dragul celui ce m-a chemat la mântuirea lui. Ori lucrurile astea se iau și se aduc în biserică. Și se aduc sub nasul nostru așa. Și câteodată biserica devine un loc în care prezentăm ce avem. Și oamenii se uită și se aleg biserici pe diverse profesii, pe diverse niveluri de finanțare și așa mai departe. Frații mei, astea sunt valorile lumii. În biserica lui Iisus Hristos toți avem aceeași valoare. Că unul are firmă, Domnul să-l binecuvinteze. Că unul n-are de lucru și e paralizat de la jumătate în jos, n-are absolut nimic și trebuie cineva să-l ajute, ăla-i fratele nostru, ăla-i fratele nostru. Ne bucurăm de ăla care e acolo, suntem alături de ăsta, dau aceeași valoare, suntem la masa Domnului, luăm o bucățică, să spunem că avem aceeași valoare. Ori biserica asta trebuie să arate lumii întregi. Când ne-am pierdut menirea asta, am adus sistemul de caste, sistemul de niveluri, sistemul din lumea asta, l-am adus și l-am trântit în biserică. Și lucrul acesta, frații mei, sunt valorile lumii, nu valorile lui Hristos. Valorile lui Hristos te face să fii părtaș cu ceilalți. Îmi place să văd comunități a unor oameni cu potențial, a unor oameni care au mașini scumpe, dar le țin acasă în garaj. Când vin la biserică, vin cu o mașină obișnuită, ca să nu îi spitească pe nimeni. Păi, dar cum? De ce nu vii tu cu bomba aceea de mașină aici? Băi, dacă soția mea e bolnavă sau copiii mei e bolnavă, mașina mea pe care am parcat-o deseori lângă unul care nu-și poate lua mașina mea. N-are cum, la câți copii are și la câte în acazuri are el, nu-și poate lua. Ăla care îmi vede mașina mea care tot e parcată continuu, aude într-o zi că-s bolnav, că-s grav la spital, că am un AVC sau am un atac de cord și încă mai suflu din când în când.
Când eu am parcat mașina aia lângă el, crezi că el va sta cu mâinile sus, Doamne, salvează-l pe fratele? Nu! După ce l-am enervat atâta cu mașina aceea mea, că doar și el știe să facă diferența, v-a spus, Doamne, dacă îl chem la tine, slăvit să fie numele tău. De ce? Pentru că asta ai făcut. E fratele tău, e adevărat. Dar asta ai făcut, l-ai enervat, că doar și el trăiește în firii pământească, nu numai. Dar dacă vii lângă el și el știe că ai putea să vii cu niște haine de numai, ai putea să vii într-un anumit mod să te prezinți. Și el știe asta. Mă, dar de ce tu nu? De ce nu? Mă, dar tu ești fratele meu, măi. Tu ai nevoie să vii eu cu mașina aia, cu costumul ăla? Nu, domnule, tu ești fratele. Am venit să ne rugăm împreună. Am venit să stăm înainte. Când eu zic de post împreună, dacă vrei să te duc până undeva, eu mașina aia care o am acasă, te duc la spital cu aia, nu te duc cu asta. Dar dacă vrei să te duc undeva, să ajungi la cineva, te duc cu aia, nu e problemă. Dacă eu când vin aici, vin la părtășie, numai ca să nu te deranjez. Știți, frații mei, că am văzut asemenea oameni care au venit și într-o zi au avut un necaz. Toată biserica se rugau pentru ei și nu mi-a fost de mirare că Dumnezeu le-a ascultat rugăciunea. Știți ce frumos e să intri în biserică și să înveți regulile regelui? Care avea toate comorile lumii și tot și-a coborât la noi, care în loc să discute doar cu rabinii, și-a permis să discute cu oricine și chiar cu femei păcătoase, un rabin, niciodată nu discuta. Păi să bagi în seamă un rabin niște copii? Și el a spus, lăsați copilașii să vină, Doamne, ca Tine vrem să ajungem, Doamne ajută! Astea sunt valorile pe care ni le prezintă Sfânta Scriptură, că ar trebui să fim atenți la ele. Prima valoare și atitudine este frica și teama de Domnul. Dacă ai teamă de Domnul, vei ști, până aici ține biserica și dincolo începe lumea. Și apoi te vei dezlega de valorile lumii. Gândește-te, partea Domnului o dai? Pentru că foarte mulți dintre noi primim de la Domnul și apoi când e vorba să dăm ce e al Domnului, stăm tot timpul și ne gândim. Există o parte care aparține Domnului. Nu dezvolt eu subiectul ăsta aici. Însă, există o parte. Apoi, partea aia e a Domnului. Dar tot în buzunarul tău și partea săracilor. Pe săracii veți avea? Nu confundați partea săracilor cu partea Domnului. Că săracii, am văzut o grămadă de frați care spun, am partea Domnului, nu s-o dau la săraci. Săracii, interesant, numai în familia lor. Tot săraci sunt familia lor, îmi trebuie să deie el partea Domnului. Frații mei, partea Domnului merge la biserică, merge la lucrare, merge pentru Domnul și împărăția Lui. Săracii, este o parte a săracilor, a orbilor, a năcăjiților, care e în buzunarul tău, tot acolo. Ia și-o duși pe aia la săraci. Și apoi, uite-te cum primești pierderile financiare. Câteodată primești câte o amendă și poate că ești vinovat sau nu ești vinovat. Băi, se enervează, iar am primit amendă. Doar dacă nu mă duceam pe drumul ăla, nu mă prinde ăștia cu radarul. Dar dacă cu tare așa, fratele meu, nu fii așa legat. Nu uita că firele de păr din capul tău sunt numărate. Eu le spuneam la frați, că ținuta noastră trebuie să fie din împărăția Domnului. Discutam odată tot cu niște frați care știți, spune, băi, frate Virgil, băi, eu nu-i pot suporta pe polițiștii ăștia, domnule, nu-i pot suporta. Cum adică, domnule, stau acolo, nu-i drumul, plin de gropi, eu nu-i vezi pe niciunul acolo, măcar să dirigezi circulația, să o spui un pai ceva acolo, spui, băi, nu da în groapa asta, nu sunt acolo. Cum ai prins drumul bun, hop, ies acolo, iese după tufișuri, bucuroși, că Dumnezeu le-a ascultat rugăciunea. Iese să fac cunoștință cu tine. Eu nu pot, eu le spun că-s bandiți, că-s cutare, zic, băi, nu pot să-mi permit asta. Dar de ce? Domnule, nu pot să-mi permit. Eu sunt într-o altă împărăție, am un alt limbaj. Așa s-a întâmplat cândva. Am mers pe un drum așa și după aceea zic, băi, să ajung la timp la evanghelizare, am apăsat pe accelerație. Când apeși pe accelerație, nu-ți dai seama cât ai. Dar sunt oameni care își dau seama cât ai tu. Te opresc imediat. Spune, Domnul, vă grăbiți, da, trebuie să ajung la o evangheliziare seara asta. Unde? Le-am spus, eu era o localitate chiar apropiată acolo. O, interesant. Da, ați depășit limita de viteză, mi pare foarte rău, o să trebuiască să vă dăm amendă, atâtea puncte. Domnilor, dacă dumneavoastră aveți aparate omologate, cum bănuiesc că aveți, și știți foarte bine, știți mai bine decât am eu pe ecran. Dacă am depășit, dumneavoastră vă faceți așa și semnați procesul verbal. Dacă dumneavoastră ziceți așa, eu îl semnez, domnule, dacă așa e legea, eu am depășit-o, asta e situația. Plătesc amenda și apoi îmi luați și punctele. Asta e, domnule, ne pare rău, dar asta e situația, e registrat, au tot felul de așa, registrat, bun, nicio problemă, nici nu cer să nu registrați. Asta e problema. Am semnat procesul verbal, salutare, la revedere, să fiți sănătoși. Că și să le spui la oameni? Când îți dă proces verbal, îi parcă cumva așa îi spui mulțumesc frumos, știi? Dar ca și credincios, trebuie să-i spui așa, trebuie să-i spui.
Seara am ajuns la evanghelizare și vine un frate la mine, frate Virgil, eu am conexii peste tot în orașul ăsta, poliție, cu tare. I-am adus pe toți la rutieră aici. Băi, pe toți? Da. Când intru în sală, primile rânduri, tu mă băieță care mi-a dat via mea. Acum, dați-vă dumneavoastră seama că eu îi fășeam în drum nesimțiți, escroi, stați după tufișul ăsta, cum m-a învățat cineva. Cine îi explicam eu lor acum, la ăștia cu... Dar eu simplu, când i-am văzut, i-am spus, uite, care este. Domnii ăștia, sunt oameni cinstiți, au aplicat legea, exact legea. La viteza care am avut-o, ne-a dat amenda care a trebuit, ne-a luat punctele care au trebuit și n-am avut și comentat, că legea e legea. Acum trebuie să-i spun și eu, că dacă nu se pocăiesc, că asta e legea, partea aia la altă nu e lege. Stimații mei, dar lucrurile astea trebuie să le trăiești doar când ești în domeniul ăsta. Nu trebuie să împrumuți obiceiuri de acolo ca tu să te scăpi de aici. Aici trebuie să trăiești într-un chip vrednic de Domnul, Doamne ajută! Păi dumneavoastră îmi veți spune, frate Virgil, într-un chip vrednic de Domnul să nu depășești viteza. Mulțumim! Poate vă îngândiți numai. Frații mei, primul lucru care trebuie să avem grijă este să avem frică de Domnul. Verifică lucrul ăsta. Pentru că eu îl verific continuu. Mă duc și un cu un de lemn, mă întâlnesc cu frați proroci, cu descoperiri, văd vindecări, văd lucrări pe care le face Domnul. Și la un moment dat parcă îți vine așa, domnule, ești în mediul tău ca peștele în apă, dar ce-mi trebuie? Nu, nu. În lucrarea lui Iisus Hristos trebuie să ai frică și teamă. Trebuie să o dezvolți. Trebuie să te întrebi, Doamne, e bun așa? David era omul lui Dumnezeu, dar spune în Psalmul 139, Doamne, vezi pe ce cale sunt. Câteodată eu cred că merg bine, sunt păstor care fac ce trebuie, te predic cum trebuie și îmi țin viața. Doamne, te rog să vezi pe ce cale sunt. Și dacă nu sunt unde trebuie, du-mă pe calea veșniciei. Că mă rătășesc foarte rapid. Foarte rapid îmi iau în cap, așa. Cu predici, cu prieteni, uită-te pe ce cale sunt. Verifici lucrurile astea, frica-te, Domnul te pune. Apoi, tragi linie de demarcație. Apoi, te separi de valorile lumii. Și dacă te-ai separat de valorile lumii, apare ceva extraordinar, care biserica noastră are treabă la momentul actual. Anume, avem părtășie unii cu alții. Dacă banul nu mai este așa de important, dacă jobul nu mai este așa de important, dacă moda nu mai este așa de importantă, dacă prietenii și VIP-urile lumii și starurile lumii nu mai sunt atât de importante, cine mai este mai important în lumea asta? Și într-o dată Dumnezeu vine și spune, băi, tu cu frații ăștia pe care ai ei să fie aici și în veșnicie, toată veșnicia. Păi eu stau lângă ei, măi. De-aia o să vedeți când, începând cu Cartea Faptelor Apostolilor, când coboară Duhul Sfânt, veți vedea de acum înainte cuvântul împreună. Împreună. Dați-mi voie să vă citesc din textul pe care l-am citit aici, în Faptele Apostolilor, versetul 44 din Faptele 2. Tot cei ce credeau erau împreună la un loc. Apoi versetul 46. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Apoi 5:12 spune în felul următor. Prin mâinile apostolului se făceau multe semne și minuni în norod. Toți stăteau împreună în pridvorul lui Solomon. Păi dar voi n-aveți treabă? Nu vă puteți găsi? Nu, nu. Unii sunt frații mei acolo și eu. Păi dar banii, nu mă interesează banii. Banii vin și pleacă. Frații rămân. Eu cu frații mei, cu ei cânt, cu ei mă rog, cu ei plâng, cu ei mă bucur, că ăștia sunt frații mei, e ceea ce mi-a dat Hristos. Dintr-o dată afară conceptul ăsta împreună. Știți că biserica are probleme la momentul ăsta? Avem o grămadă de lucruri care ne iau timpul și părtășia împreună. Noi zicem că suntem online, dar noi de fapt suntem la treburile noastre. Frate, urmăresc predica mai târziu și slujba mai târziu. Frații mei, e important să fim toți împreună. Și Duhul Sfânt s-a coborât când erau toți împreună în același loc. S-a coborât Duhul Sfânt peste ei. Și e frumos că Dumnezeu așteaptă momente de genul ăsta când suntem toți împreună la un loc ca să facă anumite lucrări extraordinare. Ori, stimații mei, dacă ne-am depărtat de valorile lumii, ne vom apropia mai mult de frați. Vom fi împărtășia frățească. Și ne vom da seama de valorile pe care le avem în sânul comunităților noastre. Altfel, ne vom lua cu strălucirile lumii acesteia, cu bogățiile ei care strălucesc pentru o vreme. Vom fi orbiți de sistemul lumii acesteia
și nu mai voi vedea valoare. Avem valoare doar, păi a venit la noi unul care era doctor, unul care era inginer a venit. Hai la fugă, la adunare, că vine un fost cosmonaut, să-l vedem cum arată. Om cu picioarele până în pământ, atât tot, e om ca ceilalți, fără discuții. Mergi să vedem acolo. Și câteodată umblăm după lucrurile astea. Știu că odată citeam undeva că niște păstori au mers într-o biserică să slujească. Și după slujbă i-au luat o soră la masă, o familie la masă, soț, soție, i-au dus la masă pe frații păstori și în timp ce le punea felul unul acolo, îi discutau între ei. Frate, la noi în biserică avem un judecător și avem unul care candidează să ajungă în senat. Atunci va fi așa, sunt oameni pregătiți, sunt oameni așa. Celălalt spune, la noi în biserică avem vreo câțiva ingineri și avem totodată pe cineva care are relații suspuse și se cunoaște în domeniul celălalt. Celălalt păstor spune, și la noi în biserică avem niște doctori, niște așa și așa. Și la un moment dat soara vine și le pui felul doi. Și frații se opresc, pentru că și întreabă, soră, la dumneavoastră aici în biserică, pe cine aveți? Și spune, noi nu avem nimic, toți frații sunt normali la noi. Frații mei, din punctul ăsta de vedere, aș vrea să vă spun, toate titlurile noastre și studiile noastre rămân pe la ușă. Aici să fim frați normali, Doamne ajută! Primarul de la noi din localitate e fratele nostru de credință. Până la ușă e domn primar. Eu nu mă duc la primărie, strig, pașa Domnului, frate Ionică. Nu, mă duc domnul primar până la ușa bisericii. Când a intrat în biserică, e fratele nostru Ionică. Fratele nostru cu care ne bucurăm, fratele nostru pentru care ne rugăm, frații noștri. Până la ușă au titluri. Aici suntem oameni normali, să folosesc terminologia de acolo. De ce câteodată intrăm în biserică și vrem neapărat să se știe? Întâlnesc anumiți, eu nu întâlnesc la noi la biserică, dacă mi-ar cere să-mi spui că-s profesor, doctor, academician, cu tare, el nu m-am spune și la amvon nu mai urcă. Nu m-am spune, atât tot. Pentru că noi nu avem nevoie de titlurile alea. Avem nevoie de oameni, ca și noi, ca să predice Evanghelia, Doamne ajută. Că aflu eu după aceea că tu ești, cum îmi spunea cineva, băi, dar tu te cunoști cu ăla? Da, dar ce-i? Păi ăla e unul care a pus bazele băncii cu tare, are 1000 de angajați, are... Păi eu l-am văzut om normal, n-am știut ce... El a discutat cu mine, am vorbit cu el, am stat la masă la el, m-a găzduit, n-am văzut să iasă cu nimic în evidență. De ce? Pentru că așa se comportă frații, Doamne ajută! Așa se comportă ei. Știți că am ajuns la momentul actual să luăm lucrurile din nou alea, să le aducem aici în zonă. Și noi avem atâția frați. Am întâlnit în biserică oameni care ne-au crescut pe mulți dintre noi, ca mine așa. Nu au putut să termine multe școli, aveau palmele bătătorite așa. Că la un moment dat s-a început un post în biserică pentru lucrarea Domnului, pentru slujitori, pentru tineretul casei Domnului. Omul ăsta venea și se înscria de câte 2-3 ori pe săptămână. Frate, eu n-am voce să cânt. Frate, eu nu pot să dau un îndemn, nu-s chemat. Dar eu pot să postez de 3 ori pe săptămână și dacă e cazul, una după alta pot să stau. Pentru că pot să fac lucrul ăsta pentru tineri ăștia, pentru copii. M-am uitat la omul ăla, că el era disponibil pentru așa ceva. El oriunde se ivea vreun gol la post, el intra el acolo. Pentru că spunea, lucrul ăsta îl pot face și simt că Dumnezeu îmi dă mie putere pentru așa ceva. Cum îl descoperi dacă nu te apropii de el? Cum îl descoperi dacă nu-l pui în valoare prin faptul că te așezi lângă el, vorbești cu el, ești în părtășie cu el? Ori, frații mei, frumusețea este că după ce ai frică de Domnul, după ce te separi de lume, după ce te separi de valorile lumii, frații scumpi, unde sunt frații, apari și tu. Nu contează că ești invitat sau nu. Tu apari acolo. Că ești frate cu ei. Te bucuri cu ei. Ești la părtășie cu ei. Și știți ce e frumos, frații mei? Aici ne mai... Cu toate că nu-i cu ok ceea ce vă spun acum, că de foarte multe ori considerăm păstori, prezbiteri, diaconi, îs doar niște mâini ale bisericii care să facă niște lucrări pe care nu le pot face ceilalți. Dar noi suntem frați între frați. Asta e tot. Că vreau eu să vă spun dumneavoastră că cu greu am ajuns păstor și că aveți grijă, veniți la mine numai dacă vă întind toiagul ăla o ajveroș după niște zile de post. Asta e altceva, că vreau eu așa. Dar noi suntem frați normali între ceilalți. Ne-au ordinat frații pentru o anumită slujbă de care vom da socoteală. Dar noi suntem unii cu ceilalți, frați și surori, și ne ajutăm împreună. Doamne ajută! De foarte multe ori avem impresia că atunci când va veni răpirea, Domnul îi va răpi prima dată pe păstori.
se vor duce păstorii. Apoi, după vreo jumătate de zi, prezbiterii. Apoi a doua zi, diaconii și peste o săptămână restul membrilor bisericii. Frații mei, chiar dacă vreau să exagerez în ceea ce spun, mentalitatea există. Știți de ce? Că atâta avem grijă să pomenim de lucrurile astea și de diferențele astea, și atâtea lupte și atâtea ruperi există doar pentru titlurile astea, că de multe ori nu mai scap de ele. Însă Biblia vine și spune foarte frumos într-un text pe care dumneavoastră îl cunoașteți cum va avea loc răpirea. Și dați-mi voie să vă citesc textul ăsta biblic. 1 Tesaloniceni, capitolul 4, cu versetul 16. Căci însăși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Amin. Cum? Împreună, frații mei. Ca să fii împreună atunci, trebuie să fii împreună la rugăciune acum. Ca să fii împreună atunci, trebuie să fii împreună acum la cântare. Ca să fii împreună. Mă uitam seara asta și la frații noștri scump care au cântat aici, Domnul să-i binecuvinteze. Sunt comunități unde cântă și dispar pe ușă laterală și când i-am văzut că au dispărut pe acolo, zic, măi, și aici dispar. Că se duc în spate, ei stau, butonează telefoane și au terminat numărul. Se duc în partea aia și stau liniștiți, așa, după care când trebuie să mai cântăm o cântare, apar profesioniști să ne conducă în cântare, după care dispare iară pe ușa aia de acolo. Eu obișnuiesc să-i spun sincer seara asta, dacă se întâmpla așa, vă spuneam, am cântat cu voi, acum ascultați predica. Și vă chemam de acolo de unde erați. Chiar dacă frații păstori nu mă mai chemau la ei, dar eu așa consider. Așa consider. Dacă cânt cu voi, dacă mă rog cu voi, de ce nu stați voi să ascultați predica acum? Doamne ajută! Că aș putea și eu, în timp ce cânt, frate, bun, frate, eu stau, mai studiez, mă mai rog, așa, în duhul meu, pe hol, acolo undeva, stând pe un fotoliu, așa, și voi, nu, stau aici, și când mă sunt în picioare, că așa e obiceiul bisericii noastre, nu țineți cont de faptul că eu, predicator, trebuie să fie o oră în picioare, mă țineți dumneavoastră în picioare, și am stat, și am cântat, și acum ascultați, Doamne ajută! Frații mei, primul pas, care e foarte important, umpleți inima de teamă de Domnul, caut-o. Apoi, în baza temerii de Domnul, spune, măi, până unii ține biserica pentru mine? Până unii învață Scriptura? Vreau să pun granița unii trebuie. Și apoi urmărește, în viața mea, care lucruri din lume le mai port? Dă-le înapoi peste graniță. Și după ce ai dat valorile lumii, începe să iubești pe frați, să te bucuri de ei. Să te bucuri de cântarea lor, să te bucuri de părtășia lor, de îndemnul lor, să te bucuri de căsătoria copiilor altora. Să te bucuri, să plângi cu alții când pierd pe cineva drag. E ca și cum e al tău. Chiar dacă nu te-ai invitat la nuntă, vii la biserică să spui, când se rostește păstorul, spune, Doamne, binecuvintează-i cu copiii sănătoși. Tu de unii ești să spui, amin, Doamne. Ăsta e fratele meu, care zice că ne-a făcut cinste. O rămas în biserică cu tânăra asta. Nici nu-i cunosc poate prea bine. Sunt aici în biserică, sunt niște copii. Nu-și cunosc viitorul, dar binecuvintează-i. Pentru că dintr-o dată tu faci parte din biserica celor răscumpărați. Slăvit să fie Domnul. Și după asta urmează ultimul punct pe care l-am citit aici și anume, acum are valoarea și pentru predicatori și pentru cântăreți, are valoarea slujba lor. Versetul 47 spune, ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Stimații mei, acum, după ce am avut frică de Domnul, după ce ne-am separat de lume, după ce ne-am separat de valorile lumii, după ce iubim și avem părtășie cu frații, acum când se cântă în biserică, toată biserica cântă. Cântă noștri, măi, cântă poporul Domnului, sunteți frații noștri, sunteți tinerii noștri, măi. Ăștia vin nu numai când le vine rândul numai să cânte, îi vin în continuu, măi, că ei sunt aici la noi, la adunare, cântă cu ei, ceilalți sunt aici, cântă, îs frații noștri, dezvoltăm starea asta. Și în momentul ăla cine vine în biserica aceea, în comunitatea respectivă, vede acea unitate în Duhul și în această atmosferă Dumnezeu revarsă ceva deosebit. Uitați ce frumos spune Sfânta Scriptură de predicare din vremea respectivă. Faptele Apostolilor, capitolul 4, cu versetul 33, spune în felul următor. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Iisus. Și atenție, și un mare har era peste apostoli. Nu, peste toți. În condițiile astea, nu reziști. Nu reziști. În condițiile astea, Domnul ia oameni și îi aduce la mântuire. Și nu uitați,
Nu trebuie să-i spui, trebuie să te rogi numai. Doamne, dacă vrei să te înduri de copilul meu, și-i încăpățânat, și-i nervos, și știe, și cunoaște, dar noaptea se așează în pat și vine Îngerul Domnului și în momentul când el nu mai poate comenta, îi spune, ai grijă, este vremea cercetării tale. Dacă nu faci pasul acum, altul nu mai ai. Și pleacă. Și cine ai realizat tu, băi, mă faci de râs, nu vii cu tare, într-o singură noapte, Dumnezeu a rezolvat. Cunoșteam pe cineva care s-a convertit aici, în Timișoara, s-a pocăit, avea un soț foarte, făcea parte din lumea interlopă, uns cu toate ale fiile, și femeia asta l-a invitat la biserică, a încercat și ea să facă ce poate. De unde, pe cine să cheme? El avea prietenii lui, avea stilul lui, avea niciodată. Dacă te-ai pocăit tu, fii bucuroasă, te lăs pe tine să te duci. Ce să facă femeia? Avea frați. Și frații, ajutați-mă rugăciune pentru soțul meu. Și a început biserica să se roage pentru soțul ei. Îmi spunea el, după ce am ajuns eu la el și acum era pe frate Virgil, într-o noapte a venit un înger la mine și mi-a spus, soția ta și biserica se roagă pentru tine. Acum este vremea să te întorci la mine. Este timpul când Dumnezeu te așteaptă. Și îngerul a plecat. Îmi spunea el, îmi vine să mă duc la baie, la momentul după ce am văzut îngerul, vrem să fug la baie. Am stat de frică până dimineața acolo, în pat, până s-a făcut ziua. Când am văzut ziua, m-am dus la baie, m-am întors, m-am pus pe genunchi și de atunci s-a pocăit în picalea Domnului. Cum s-a rezolvat problema asta? Nu trebuie nevasta să stea de tine, să-ți pui, drag, uite așa, nu. În momentul în care toate lucrurile astea converg, Dumnezeu nu mă vezi că adaugă. În comunitatea noastră, ne spunea Duhul Sfânt și încă mă bucur că repetă lucrul ăsta, voi vedeți-vă de iubire, iertați-vă unii pe alții, treceți peste, fiți o mărturie bună și eu voi aduce în mijlocul vostru oameni la care nu vă gândiți. Frații mei, anul trecut în pandemie am avut un botez de 59 de persoane, o mare parte din ei nici nu ne-am gândit să fie acolo. Acum pregătim un botez, un prim botez, că l-avem și pe al doilea, de 40 de persoane. Foarte mulți dintre ei au venit la slujbe și ne întrebam și ăștia din sat, întrebau, a cui sunt măi ăștia? Cine-s ăștia? De unde? Păi este la noi din sat. Nici nu-și dădeau seama. Frații mei, când Dumnezeu începe a chema și când biserica își vede de treaba ei și de mărturisirea ei și de puterea rugăciunii, Dumnezeu adaugă, slăvit să fie Domnul. Amin. Și ce frumos e când îi adaugă și pe a tăi. Și ce frumos e când îi ia pe vecinii tăi. Și ce frumos este că Dumnezeu îi mână spre împărăția Domnului. Are metode nebănuite. Însă biserica primară a găsit cheia. L-a adus pe Dumnezeu să facă evanghelizare pentru ei. Și ei și-au văzut de frica Domnului, de limite, și-au văzut de iubirea frățească, de cântare, de predicare. Și Domnul tot adăuga. Și a crescut într-un mod extraordinar. Aș vrea să vă spun, frații mei, și noi astăzi ar trebui să ne calculăm pe unde suntem. Foarte multe eforturi le facem noi. Foarte multe. Spunea cineva când o biserică din Apocalipsa, Domnul Iisus i-a prezentat la ușă și bate. Dar ea ce făceau înăuntru? Spunea un frate pastor. Ăia cântă, ăia se bucură, ăia predică, de el bate la ușă. Ăia dinăuntru fac slujba foarte bine și fără Domnul. Marea problemă este să vede la adăugat. Acolo se vede. Că doar Domnul poate converti într-un mod autentic. Oricând îi dai drumul Domnului Iisus să vină în biserică, El vine în biserica Lui, pune regulile Lui și începe a adăuga. Și când adaugă, un mare har este peste tot. Vă doresc vouă, doresc tuturor bisericilor Domnului, ca harul acesta venit prin Hristos să fie peste noi și peste casele noastre. Amin.